aveți mare, mare, mare grijă la locație. Aș recomanda pensiuni cu un număr de camere cât mai apropiate de nevoia voastră. Uh, noi am pățit-o asta vară, ne-am dus la Sarmisegetuza, la o pensiune foarte faină și când am ajuns acolo, -am, am luat o săptămână, am făcut tot trimersială de o săptămână, pentru că aveam mai multe lucruri de discutat și drumul foarte lung, zic ok, o zi, două zile pe drum. Și ne-am trezit că era o tabără de copii cu 30 de copii în prima zi. A doua zi au mai venit 30. Deci a fost absolut <laughs> <laughs> ideal. Dimineața nu puteam începe până la 10 jumate, da? pentru că așteptam să plece copiii. Veneau un autocar și plecau pe unde să viziteze diferite, pe unde vizitau ei. Deci a fost ceva mare atenție. Da, Ar fi bine, bine să nu se întâmple asta. Uh, o, am observat mai multe, mai multe modalități. Ce, cea mai bună soluție sunt pensiunile foarte mici. Pensiunile care au 5, 6, 7 camere uh, sunt cea mai sănătoasă soluție. Câteodată și hotelul devine o soluție. Eu am folosit-o. Când nu am mai avut altă șansă, am luat câteva camere la hotel, am închiriat o sală de conferință doar pentru noi pe parcursul celor trei zile. Și, și, asta a funcționat. Dar motivul extrem de important pentru care vrei să pleci din birou este pentru că noi, creierul nostru ajunge să facă anumite rutine legate de locul în care stăm. Adică, de fiecare dată explic asta prin faptul că de fiecare dată când mă duc pe la părinți, părinții mei sunt din Vâlcea și eu sunt din Vâlcea și de fiecare dată când mă, mă duc în vizită pe la părinți, nu trece mai mult de o oră sau două să scot primul fusăi pe gură. Și partea interesantă este că părinții mei nu prea vorbesc cu fusăi și mădusei și așa mai departe. Adică nu nu e ca și cum gata sunt expus la uh, cum vorbesc ei și preiau de la ei. Nu, de multe ori nu scot ei deloc cuvintele la pe gură și eu le scot pentru prima oară. Asta pentru că creierul nostru creează anumite rutine care sunt legate de loc, de locul în care ești. De asta ne este mult mai ușor să implementăm un obicei nou într-un loc nou, decât în locul în care, în care, stăm. De exemplu, dacă vreau să implementez un nou obicei de a mânca sau cum mănânc, e mult mai ușor să îmi mut locul în care mănânc, îmi este mult mai ușor să implementez obiceiul ăla, decât dacă îmi păstrez locul în care sunt obișnuit să mănânc cum mâncam înainte. Și ăsta e motivul pentru care vrei să te muți din birou. Nu vrei ca aceleași rutine neuronale, aceleași rutine din creierul oamenilor să funcționeze și în momentul în care planificăm următoarele trei luni. Vrei ca perspectiva lor să fie, să fie alta. Te regăsești în ceea ce ai auzit? Urmărește-ne pe canalele noastre de social media pentru că analizăm zilnic, eu împreună cu Răzvan Căzănescu, cum să facem business din România mai predictibile și mai scalabile.